Codul portocaliu de viscol și zăpadă, sub care s-a aflat și județul Giurgiu, a determinat Ministerul Educației și Cercetării să suspende cursurile în școli și grădinițe. Unitățile de învățământ preuniversitar din județul nostru vor rămâne închise și marți 28 ianuarie, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Școlar Giurgiu. Măsura a fost luată ca urmare a cantităților mari de zăpadă căzute, care au îngreunat circulația pe drumurile din județ, dar și pe arterele din municipiu, unde timp de 48 de ore a nins continuu. Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile, s-a stabilit la nivelul inspectoratului școlar, de altfel pentru ziua de luni este stabilit la nivel de Minister al Educației Naționale, să se suspende cursurile în zilele de 27 și 28 ianuarie în toate unitățile de învățământ din județ, inclusiv în municipiul Giurgiu. Cele două zile de mini-vacanță au fost primite cu multă bucurie de copii, care au profitat din plin și au ieșit la bulgăreală și la săniuș încă de la primele ore ale dimineții. Da, ne bucurăm pentru că avem mai mult timp de joacă. Bravo. Și putem să ne jucăm cu zăpadă. Cât aveți de gând să stați astăzi afară? Astăzi, maxim toată până ziua. La ora 5, pentru că dacă se serează... Toată ziua. O să vă dați toată ziua cu Sania? Da. Nici chiar toată ziua cu Sania. Ne mai batem cu bulgări, facem moment de zăpadă. Totuși, pentru a veni în sprijinul părinților, marți 28 ianuarie, în grădinițele cu program prelungit din județul Giurgiu, copiii vor putea fi aduși chiar dacă în școli nu se învață. Trebuie menționat și faptul că această săptămână era ultima săptămână de școală înaintea vacanței intersemestriale și perioadă de evaluări școlare. Orice suspendare de cursuri afectează procesul de învățământ, însă în cel mai scurt timp vom lua o decizie asupra modului în care se vor recupera zilele acestea de activitate școlară. Și pentru că de miercuri meteorologii anunță că vremea se va înrăutăți din nou și există posibilitatea instituirii codului galben de viscol și ninsori, o decizie în ceea ce privește celelalte zile ale săptămânii, câte rămân până la vacanța intersemestrială, se va lua ulterior după analizarea situației din teren.